Bun găsit, dragii noștri, vă salutăm din nou la Vox Fidei, la Vocea Credinței. Așa cum vă spuneam în emisiunea trecută, vom rămâne lângă C.S. Lewis, un autor celebru, un autor cunoscut, un titan, dacă vreți, al credinței. Și dacă George Müller a influențat istoria și oamenii din jurul lui prin credința pe care a avut-o și prin felul în care a hrănit mii de copii orfani, C.S. Lewis ne-a lăsat o altă moștenire. Și moștenirea lui stă în scrierile lui și în argumentele pe care le-a adus pentru existența lui Dumnezeu, prin felul în care ne-a încurajat să percepem suferința, prin felul în care ne-a învățat să relaționăm cu durerea sau prin felul în care trebuie să îl abordăm pe diavolul. În scrisorile lui Zgândărilă este de fapt o parodie la adresa diavolului și ne învață cum putem ajunge să fim ispitiți, dar despre acestea probabil într-o emisiune ulterioară vom discuta. Aș vrea pentru astăzi doar să vă reamintesc C.S. Lewis, un autor mare, un apologet, a scris peste 52 de cărți. De asemenea, aș vrea să vă spun că una dintre cărțile lui este o carte fundamentală pentru toți creștinii. Este vorba despre creștinismul redus la esențe, este tradusă și în limba română și este important dacă aveți intelectuali în jurul dumneavoastră, nu știți ce carte să le dați, faceți rost de cartea aceasta, oameni care nu cred în Dumnezeu, faceți rost de cartea aceasta și ea îi poate ajuta pe foarte mulți să-L descopere pe Dumnezeu, pentru că C.S. Lewis este un apologet sau un apărător al credinței. Acum, în emisiunea trecută am vorbit despre convertirea lui și am văzut cum acest om, un profesor la Oxford, într-un cerc de intelectuali, un scriitor, dintr-o persoană care îl scotea pe Dumnezeu afară, se uita la creștinism ca și la un alt mit de pe piață, a ajuns să capete credința în Dumnezeu, să îl descopere pe Dumnezeu și să fie surprins de bucurie. Aș vrea să ne oprim astăzi la Vocea Credinței, la una dintre cărțile scrise de el, Creștinismul redus la esențe, și aici, în mod special, să ne oprim la unul dintre argumentele pe care îl construiește C.S. Lewis. Este vorba de argumentul moral. Înainte de aceasta, însă, aș vrea să facem o trecere în revistă a tipurilor de revelație pe care noi le avem. Încă o dată, tipuri de revelație sau cum ni se descoperă Dumnezeu. Și dacă stăm să ne gândim, oare cum ajungem să-L cunoaștem noi pe Dumnezeu? Care sunt modurile în care putem ști ceva sigur despre Dumnezeul nostru? În general, teologia prezintă 5 astfel de tipuri de revelație ale lui Dumnezeu. 2 mari categorii, revelația generală, care este revelația în natură, adică în momentul în care te uiți la ceea ce a creat Dumnezeu, la felul în care este creată lumea din jurul nostru, felul în care este creată natura, omul, viața, formele care există, legile care guvernează universul, toate acestea te trimit înspre un creator. În al doilea rând este revelația din istorie. Istoria are un curs destul de bine definit și felul în care decurg lucrurile în istorie, din nou te lasă să înțelegi că istoria nu este fără scop. Iar în al treilea rând, un alt argument la care vom face referire astăzi este revelația în conștiință. Ființa umană, spre deosebire de celelalte creații, are conștiință. Ce este conștiința, ce este cugetul și în această conștiință își are locul această lege morală despre care vorbește C.S. Lewis. Această lege morală, dacă este corect evaluată, ajunge să dovedească, să probeze că există Dumnezeu. Ca să nu vă rămân dator, o a doua categorie este revelația specială, deci revelația generală în natură, în istorie și în conștiință, iar revelația specială
Doar revelația specială te poate ajuta să ajungi la mântuire. Este în Iisus Hristos, Dumnezeu ni s-a descoperit în Iisus Hristos și revelația în Scriptură, în Biblie. Dacă le ai pe cele două, poți ajungi să fii mântuit. Doar cu revelația generală este imposibil să fii mântuit. Haideți să vedem ce ne spune Biblia mai întâi despre această revelație generală. Sunt mai multe texte care vorbesc despre ea, dar despre conștiință și respectiv revelația în conștiință este cel mai celebru text, este textul din Romani, din capitolul 1 și din capitolul 2. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat pradă voii minților blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Aceasta este descrierea ființei umane decăzute, afectate de păcat. Și cu toate că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac astfel de lucruri sunt vretnici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Interesant, oamenii care fac astfel de lucruri, ne spune textul biblic de aici, știu în adâncul lor, în inima lor, hotărârea lui Dumnezeu, nu numai că ei le fac, dar în același timp îi încurajează pe cei ce fac astfel de lucruri și găsesc de bun pe cei ce fac astfel de lucruri. Cu alte cuvinte, contextul în care noi trăim este un context de depravare, de afectare a ființei umane, afectată de căderea în păcat și în ciuda conștiinței pe care oamenii o au, continuă să facă aceste lucruri. Însă al doilea text este din Romani capitolul 2, capitolul următor din Epistola către Romani, versetul 13. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, cu toate că n-au legea, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege, își sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inima lor. Cu alte cuvinte, textul din Romani ne spune că în noi este o lege morală care se exprimă, care funcționează prin conștiința noastră. Această lege morală din mintea noastră, din inima noastră, este o lege pusă acolo de Dumnezeu. Ea nu poate fi regăsită în lumea animală și de aceea conștiința noastră este un argument foarte puternic pentru existența lui Dumnezeu. Acesta este unul dintre argumentele aduse și de către Immanuel Kant, care ajunge să spună este că argumentul moral, faptul că noi avem moralitate, faptul că noi avem în mintea noastră noțiunile de bine și de rău, te trimit în mod necesar înspre existența lui Dumnezeu. Aș vrea să vă reamintesc, să vă aduc un argument pe care îl folosea cineva. Ne uităm în lumea animală și nu ne imaginăm că un leu, după ce s-a dus și a vânat prada, un animal nevinovat, un ied, să spunem, și se întoarce acasă cu sânge pe bot, se uită la colegii lui de familie și le spune: vai, ce sângeroși suntem, uite cum am ajuns să ucidem puiul acela de căprioară. Nu se întâmplă asta pentru că nu au o lege morală. Spre deosebire de animale, ființa umană are o lege morală, iar această lege morală trimite înspre un creator care a pus în noi legea morală.
Asta ne spune Apostolul Pavel în Romani și este ceva natural. Uitați-vă ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă cineva are tulburări de comportament și începe să ucidă oameni fără control, noi îl numim pe omul respectiv psihopat și încercăm să-l izolăm pentru că are probleme de moralitate. Nu considerăm că face ceva normal, ceva bun și nu-l îngăduim între noi. Cu alte cuvinte, legea morală pusă în noi funcționează. Haideți să vedem cum face C.S. Lewis, cum uzează, cum construiește el argumentul moral. El are cel puțin trei elemente esențiale la argumentul moral. C.S. Lewis spune că argumentul moral, oamenii în cel mai bun caz, subiectiviști morali, sunt subiectiviști morali, dar au moralitate. Peste tot identificăm moralitate. Dacă etica este subiectivă, atunci ar trebui să ne așteptăm că oamenii să recunoască că acțiunile despre care sunt înclinați să spună că sunt greșite, sunt greșite doar din punctul lor de vedere. Încă o dată, dacă discutăm despre etică și spunem, etica e subiectivă, nu putem spune că toți oamenii sunt morali, atunci oamenii n-ar trebui să recunoască greșelile pe care le fac ceilalți. Dar oamenii nu-și recunosc greșelile lor, dar întotdeauna reușesc să vadă greșelile celorlalți. Cu alte cuvinte, atunci când cineva ne greșește, pentru că avem legea morală noi spunem, ai greșit. Un exemplu dat de cineva este despre un student care a scris o lucrare despre subiectivismul moral. Lucrarea a fost foarte bine documentată. A pus lucrarea într-un dosar albastru și a înmânat-o profesorului. Acesta i-a returnat-o, dar i-a pus nota 4. Studentul a protestat, scoțând în evidență faptul că a depus foarte mult efort ca să scrie lucrarea respectivă. Replica profesorului a fost: lucrarea ta argumentează faptul că valorile morale sunt subiective. Lucrarea ta argumentează faptul că valorile morale sunt subiective. Cu alte cuvinte, moralitatea ba funcționează, ba nu funcționează. Că sunt o chestiune de preferințe. La care studentul a răspuns, da, răspunsul, acesta este răspunsul, asta am argumentat. Păi în acest caz, nota ta este 4. Nu din cauza lucrării, ci din cauza faptului că ai pus lucrarea într-un dosar de culoare albastră. Și studentul a reacționat, dar argumentul dumneavoastră nu este. Și în felul acesta, practic, studentul a ajuns să realizeze că tot ce a argumentat el în eseu nu era corect. Pentru că noi toți avem un nivel al moralității în noi. Iar moralitatea aceasta este pusă de Dumnezeu în ființa umană. Fetița mea mai mică, în momentul în care avea 3 ani, iar când a trebuit să împărțim o bucată de ciocolată între noi și sora ei a luat bucata mai mare, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus, tati, nu este drept ce a făcut sora mea. Cu alte cuvinte, a început să funcționeze, să opereze în ea legea moralei. Sunt lucruri care sunt drepte și sunt lucruri care nu sunt drepte. C.S. Lewis spune, această lege din noi, conștiința aceasta, este pusă de Dumnezeu și faptul că ea este acolo îți spune că există un creator care ne-a pus conștiința. Un alt element pe care C.S. Lewis discută, sigur că argumentul este complex la C.S. Lewis, dacă vei descoperi în sinea ta, el vorbește despre impulsuri și spune că legea morală este mai mult decât impuls. Și când îți evaluezi impulsurile, o să realizezi că atunci când iei decizii, chiar dacă sunt impulsuri care te trimit într-o parte sau în alta, legea morală de cele mai multe ori guvernează inclusiv impulsurile noastre. Dar C.S. Lewis aduce un al doilea element în
pentru legea morală și el spune că dacă moralitatea ar fi o chestiune subiectivă, ne-am aștepta să găsim diferențe sesizabile în principiile fundamentale între codurile morale ale diferitelor țări și ale diferitelor epoci. Ce este interesant, spune C.S. Lewis, este că diferitele epoci, diferitele timpuri au avut coduri morale, dar care, dincolo de micile diferențe, sunt totuși comune. Cu alte cuvinte, ne spune că legea morală funcționează peste tot pe unde sunt ființe umane, chiar dacă au fost influențate de anumite culturi, de educație, de anumite zone. Este izbitoare asemănarea dintre codurile morale existente în diferite părți ale lumii. Iar în al treilea rând, există, C.S. Lewis vorbește despre faptul că legea morală ajungem să discutăm despre niveluri ale moralității, să considerăm că într-un timp, într-un anumit timp, moralitatea era mai scăzută. Dacă ar fi fost să fim într-o anumită civilizație, noi suntem acum după perioada comunistă. În perioada comunistă a fost diferit de acum. Sigur, dacă îi să comparăm cele două perioade în care a fost standardul moral mai ridicat, acum sau atunci. Știu că părerile putem ajunge la un conflict aici, unii vor fi de o părere, alții de alta, dar dacă comparăm, de exemplu, nazismul și ne gândim la ceea ce au făcut naziștii, că au ucis milioane de oameni, uitându-ne la moralitatea de atunci și la moralitatea noastră, noi spunem că moralitatea noastră este mai ridicată, mai de calitate. Această comparație între moralități ne spune că există o lege morală și că există un absolut în morală, în moralitate. Și faptul că există acest absolut ne trimite înspre Dumnezeu. Haideți să luăm lucrurile pe înțelesul nostru mult mai simplist, dacă vreți. Pentru un om care nu crede că există Dumnezeu, omul respectiv nu crede că există moralitate sau nu poate argumenta pentru moralitate. Nu, unui om care nu are moralitatea lui Dumnezeu, toate celelalte moralități devin subiective. Fiecare poate să facă ce îi place pentru că nu există o normă, o morală care să guverneze morala rasei umane. Dacă nu există Dumnezeu, fiecare dintre noi putem să facem ce dorim. În una dintre conferințele sale, Ravi Zacharias, un apologet creștin, prezintă acest argument moral care el este descris de către mai mulți apologeți creștini. Iar în timpul conferinței, un ateu care era în sală a ridicat problema acestui argument moral și a intrat într-un dialog cu Ravi Zacharias. Și Ravi Zacharias îl invită pe ateul respectiv, l-a invitat pe scenă și au avut loc un dialog public, practic, în care i-a pus următoarea întrebare: dacă tu spui că nu există Dumnezeu și eu iau un copil de 5 ani care e aici în sală, îl aducem pe scenă și cineva vine și îl decapitează, a făcut un lucru bun sau a făcut un lucru rău? Și ateul, în momentul respectiv, fiind conștient de argumentul moral și de contextul în care este pus, a ajuns să rostească următoarele cuvinte: nu pot să spun dacă este un lucru bun sau un lucru rău. Al scoate pe Dumnezeu afară din ecuație înseamnă a nu mai avea morală. Existența moralității îți spune că există un Dumnezeu, există un Creator. Cei care nu cred în Dumnezeu încearcă să facă morala, să considere moralitatea ca și pe ceva subiectiv. Nu contează ce moralitate ai, nu contează, nu putem face distinție între bine și rău, fiecare dintre noi facem ce credem că este bine pentru noi. Acum, aș vrea să înțelegeți că acest argument își are puterea lui și acest argument l-a condus pe C.S. Lewis la Dumnezeu.
descoperi mult mai multe despre Dumnezeu în legea morală decât în univers în general. La fel cum descoperi mai multe despre un om dacă asculți conversațiile lui decât dacă privești casa pe care a construit-o. Cu alte cuvinte, C.S. Lewis zice, Dumnezeul nostru, faptul că noi avem noțiunea de bine și de rău, îți spune că există Dumnezeu. Un alt exemplu care să ne ajute să înțelegem și mai bine argumentul lui, el spune, un om spune că o linie este strâmbă doar dacă are o idee oarecare despre ce înseamnă o linie dreaptă. Nu putem discuta despre moralitate decât dacă cineva a pus în noi această lege a moralității. Omul se simte ud atunci când cade în apă, pentru că omul nu este un animal acvatic. Peștele nu s-ar simți ud trăind în apă. Dacă noi n-am avea această lege a moralei în noi, pusă de Dumnezeu, n-am mai putea să facem distinția dintre bine și rău. Am acționat doar pe baza instinctelor noastre. Acum ce este interesant și aș vrea să închei cu elementul acesta, când omul a căzut în păcat, conștiința lui a fost afectată. Și așa cum descriu textele acelea din Romani cu care am început, conștiințele noastre sunt afectate de către căderea în păcat. Dar când un om se întoarce la Dumnezeu, conștiința lui este curățată. În Evrei, capitolul 9, cu versetul 9, ni se spune, aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Cu alte cuvinte, natural, încercând să-ți câștigi acea liniște și curățire a cugetului, nu poți dobândi. Ce ne spune tot Noul Testament este că liniștea aceea și bucuria despre care vorbea C.S. Lewis o poți dobândi atunci când cugetul tău este curățat de către Iisus Hristos. În Tit, în capitolul 3 cu versetul 5, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou. Când se produce nașterea din nou, Iisus Hristos îți spală, îți curăță cugetul. De tot trecutul te iartă și se aduce acea eliberare și acea vindecare. Și poți după aceea să judeci situațiile, evenimentele, lucrurile din jurul tău cu altă conștiință. De aceea, vocea credinței. Vino prin credință la Iisus Hristos, o să fii curățat de către El, o să înțelegi și mai bine argumentul moral. Oricum, argumentul moral este unul din argumentele puternice pentru existența lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Suntem ființe morale, puteți face distinție între bine și rău. De aceea, alegeți astăzi să veniți înspre Dumnezeu, să-L credeți pe Dumnezeu, să credeți cuvântul Lui, să fie spălate cugetele dumneavoastră în sângele lui Iisus Hristos și să vă bucurați de o viață deplină. Dumnezeu să fie cu dumneavoastră.